Patriarhul Teoctist va fi pomenit sâmbătă la 15 ani de la trecerea sa la cele veșnice. La Catedrala Patriarhală, parastasul va fi oficiat de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal după Sfânta Liturghie. De asemenea, Patriarhul Teoctist va fi comemorat și în localitatea natală Tocileni din județul Botoșani. Slujba de pomenire va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Casa Memorială Teoctist Patriarhul. Cel de-al cincilea întâi stătător al bisericii noastre s-a născut în data de 7 februarie 1915. După 21 de ani de arhipăstorire ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, părintele patriarh Teoctist a trecut la cele veșnice în data de 30 iulie 2007.